Bună ziua, doamnelor și domnilor, nu vă pot spune la prima întâlnire din noul an 2016 decât un călduros la mulți ani și bine ne-am revăzut, sănătoși dacă se poate. Prima întâlnire din acest an o vom avea cu un vechi prieten al emisiunii Interviu cu Flora Ordean, e vorba de domnul economist Adrian Huci, președinte al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din județul Neamț. Bună ziua și bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. E bine, e rău, începem anul 2016 cu un nou cod fiscal care aduce elemente de mare noutate pe care aș vrea să le discutăm împreună. Teoretic, din câte m-am documentat eu și la nivelul meu de înțelegere, ar trebui ca începând din acest moment marea majoritate a prețurilor să scadă. Ce se întâmplă practic, domnule președinte? Practic, prețurile nu scad din prima zi a anului, n-au scăzut din prima zi a anului 2016, pentru că toate firmele au preferat ca această, e vorba de reducere de TVA, au preferat ca să păstreze aceleași prețuri și au modificat numai cota de adaos, au mărit cota de adaos comercial, au micșorat cota de TVA. Urmând ca în termen, probabil așa estimez eu, o lună, două, datorită concurenței, să înceapă să scadă și prețurile, pentru că au de unde să facă această scădere. Deci noi, consumatorii, vom simți în buzunarul nostru această scădere de prețuri, o să vedem la anumite produse, începând cam de când, estimați dumneavoastră? Estimez cam din luna februarie. Deci din luna februarie. Da. În opinia dumneavoastră ca specialist, această modificare de TVA criticată de experții Fondului Monetar Internațional, dar foarte apreciată la nivelul țării, este o măsură fiscală bună, avantajoasă, dă un suflu de oxigen, o gură de aer tuturor? Eu cred că noi românii știm mai bine ce avem de făcut față de opiniile pe care le au experții internaționali, pentru că dânșii au în general soluții prefabricate, să le spun așa, și nu țin întotdeauna cont de realitățile din țară. Oricum, deciziile, părerea mea că în final deciziile economice și macroeconomice care se iau într-o țară trebuie să fie luate și prin decizie politică, nu numai prin decizie de calcule economice sau contabile. Totuși a existat o mare rezervă a mai marelui peste finanțele acestui țăr, vorbim de guvernatorul Mugurii Sărescu, care a vorbit pe aceeași voce cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca de Dezvoltare. Da. Păi, acum noi suntem într-o perioadă în care are loc o reașezare a sistemului economic din România. Ați văzut că o parte din taxe scad, altele cresc, iar pentru Banca Națională, într-adevăr, va fi o oarecare presiune pe care dânsul o să trebuiască în ce constă această presiune? Rezolve. În ce constă această presiune pe bancă? Presiunea este se va datora faptului că crescând consumul, este posibil să crească și inflația, ceea ce nu este de dorit. Bun. Haideți un pic să vorbim de aceste două noțiuni, să le explicăm un pic termenul acesta de inflație și cel de deflație. E bine să fie inflație, este bine să fie deflație, pentru că practic nu există țară, oricât de dezvoltată ar fi, să nu fie afectată atât de inflație într-o anumită perioadă, cât și de deflație. Ce este inflația, ce este deflația? Inflația este atunci când prețurile cresc, iar deflația când prețurile la vânzare încep să scadă. Nu e bună nici inflația, nici deflația. Cel mai bine este să ne păstrăm în
limite, să zic, medii, plus minus 2%, cam așa ceva, 2-3% maxim. Vă propun, domnule președinte, să o luăm așa, da, cătinel și să vedem ce scade și ce crește potrivit noului cod fiscal, da, publicat deja în Monitorul Oficial, dar am înțeles că încă n-au apărut normele sau nu sunt eu bine informată? Nu, într-adevăr, nu au apărut, dar modificările la codul fiscal fiind în general legate de procente, de diferite taxe, nu... Ele funcționează în, fără, da, să existe aceste modificări? Da, da, da. Codul fiscal este lege. Bun, este lege, dar cum știe omul să-l aplice? De ce la noi nu suntem niciodată în stare sau guvernanții nu sunt niciodată în stare să dea o lege cap-coadă care să fie funcțională din prima zi în care intră în, da, vigoare, da, da, să se mai aștepte cine știe cât... Păi nu, sunt două aspecte. Deci normele de cod fiscal s-ar referi la, așa gândim noi, la republicare, dar ele sunt deja normele vechi, care sunt, în care se modifică numai anumite procente, nu? În rest, funcționează la fel. Bun, vă propun acum, ca pe spațiul acestei emisiuni, care în mod excepțional astăzi va fi de o oră, da, să luăm pe rând și la puricat, da, acest cod fiscal. Cu ce vă propuneți? Eu cu TVA-ul aș lua, pentru că deja am început cu TVA-ul. Deci, după cum știți, TVA-ul a scăzut de la 24% la 20%. Urmând ca din 2017 să scadă la 19%. În prima fază, după cum v-am spus, prețurile rămân aceleași, dar încetul cu încetul, probabil, datorită concurenței, vor scădea aceste prețuri. În primul rând, la supermarket, o să vedem prima dată această scădere. Tot legat de TVA, aș aduce aminte de scăderea TVA-ului la apă, care va fi de 9%. Asta e cea mai mare, da, bucurie. Pentru că este vorba de apa potabilă, apa industrială, orice este legat de apă va fi cu TVA de 9%. E un lucru bun. Și se va vedea în facturile lunilor următoare. Cam cât ar presupune această înjumătățire a costurilor actuale la consumă de apă? Nu. E scăderea de la 24 la 9%. E cam jumate, nu? Cam jumate. 24... E jumate din TVA, da, nu din jumate toată suma. Jumate din TVA. Da. Văd că dispar și accizele la o serie de produse considerate de lux și însă foarte consumate. Vorbeam de cafea, de... Da. Cauza scăderii, acum la accize sunt două aspecte. Primul aspect este cel de calcul propriu-zis, care are în vedere cursul de schimb existent la 31 octombrie. Și al doilea aspect este legat de faptul că anumite accize în anumite perioade se aplică, în alte perioade nu se aplică. De exemplu, pentru cafea, la un moment dat s-au aplicat accize, pe urmă s-au scos. Ele sunt acele accize care le numim noi nearmonizate. Accize nearmonizate. Uneori le aplicăm. În schimb, o lovitură primesc din nou fumătorii. Da, exact, exact. Aceasta este tendința pe plan european. Da, să spunem de ce. Spunem. Știți cum se consideră că fumătorul este mult mai expus la boli, boli care se tratează în spitale, cu bani foarte mulți. Cam asta e ideea pe care se merge. Și ca să se diminueze aceste costuri cu tratamentele medicale, să încearcă scăderea numărului de fumători. Așa, cu cât crește acciza la tutun? Acciza, n-aș putea să vă spun, probabil în jur de 3%, cam așa ceva. Urmează să crească. Primele ieftinieri din acest an s-au văzut deja, sunt cele legate de carburanți. Da. Detaliați-mi un pic.
La carburanți este aspectul generat de TVA. Pentru că dânșii au niște prețuri oarecum impuse de oarecum, da, de fluctuația prețurilor pe piața internațională exact, petrolului. Însă și pe de o parte a scăzut și prețul petrolului, prețul internațional al petrolului, pe de o altă parte și TVA-ul. Am înțeles că datorită scăzut acestei măsuri fiscale, fiecare deținător al unei mașini câștigă la un plin de benzină între 5 și 10 lei. Deocamdată. Acum nu știm cât o să dureze. Părerea mea este că nu a scăzut suficient. Putea să scadă mai mult. Da, da. De la anul, guvernul ne promite să vedem dacă o să mai realiza acest deziderat, că trece anul electoral, eliminarea totală asupra accizei. De fapt, haideți să explicăm ce este această acciză, supra-acciză, pe înțelesul populației. Da. Eu aș începe să vă spun cam cum se formează bugetul țării, din ce taxe se formează. În primul rând și în primul rând, cea mai mare pondere în bugetul țării au aceste accize. De ce? Pentru că sunt niște taxe care se colectează de la firme puține și care pot fi urmărite mult mai ușor. Aici mă refer la acciza pe carburant, la acciza pe băuturi alcoolice. Aici și altele asemănătoare, pe tutun. Aici 1400 de lei la hectolitru de alcool, da. Bucuria bețivilor. Da. În schimb, o bucurie vor avea și bogații acestei țări, pentru că tot de la 1 ianuarie a fost eliminată și acciza pentru iahturi, mașini de peste 3000 de centimetri cub, parcă. Da, motoare. Motoare și pentru dame, blănurile. Da, la blănuri naturale. Produsele de lux, considerate produse de lux. Spuneam de fumători că se majorează cu 18 lei la 1000 de țigarete. Da. Și cu cel puțin 30 de bani se scumpește. E mult puțin. Părerea mea, eu m-am lăsat de fumat, așa că ce să vă spun? Ce să vă spun? Cred că gândindu-ne așa la sănătatea în general, cred că e bine să încercăm să renunțăm la... Nu știu ce să spun fumătorul de dincolo de cameră. Eu știu pentru că am fost și eu fumător, da. Să știți, și într-adevăr e o problemă asta. Dar mă gândesc la totul, vedeți, să tot scumpesc, că țigările costă din ce în ce mai mult, nu? Modificări au intervenit și în ceea ce privește activitățile independente desfășurate. Menționați-mi câteva categorii de întreprinzători care desfășoară aceste activități independente și spuneți-mi ce noutăți aduce codul fiscal pentru aceștia. Da. Aduce noutăți atât pentru persoane fizice care desfășoară activități independente, cum sunt contabili autorizați, experți contabili, evaluatorii, medicii, jurnaliștii, exact. Dar medicii sunt bugetari, stați un pic. Nu, medicii care desfășoară activitate pe cabinet propriu. Pe cabinet propriu. Exact. Dar și celelalte categorii de persoane fizice autorizate, începând cu anul acesta, vor trebui să plătească contribuția la asigurările de pensii. Este obligatoriu plata acestei contribuții. Până acum, dacă erau angajați în altă firmă, să spun, într-o firmă și plăteau, aveau un contract de asigurări de pensii, contract de pensii. Da. Le mergea vechimea, le mergea tot în continuare, nu trebuia să plătească decât la acea firmă unde erau angajați ca salariați. Acum, indiferent dacă este deja salariat sau nu, va trebui să plătească o cotă de... Bun, și va plăti mai mult ca până acum? Păi până acum se plătea sau la minimum pe salariul minim pe economie sau la o valoare pe care și-o alegea persoana respectivă. De acum se plătește la venitul net. Deci, în funcție de
veniturile lor mult mai mult lor plătim. Vi se pare mai echitabil o asemenea modalitate de calcul? Știți cum a fost până acum? Categoriile acestea erau exceptate de la plata asigurărilor pentru pensii. Acum se încearcă, de fapt, de mai mulți ani, tot încearcă uniformizarea contribuțiilor. A contribuțiilor și de aceea. Haideți să nu mi se pare corect, dar în fine. Să luăm în detaliu. Da. Deci, o asemenea persoană, ce are de achitat la bugetul statului? Până în 2015 trebuia să achite impozitul pe venitul net și asigurările de sănătate. Din 2016 începând, va trebui să plătească în plus și asigurările de pensii. Aceste asigurări pot fi în cotă de 10,5% dacă dorește, cum ar veni, o asigurare parțială, sau dacă dorești asigurarea completă ca orice salariat, mai plătești încă 15,8, deci 25,3%. Bun, aici mai intervine o discuție și vă pun o întrebare. Ce se întâmplă la cumulul de venituri? Deci, eu sunt jurnalist independent, da, și colaborez la o televiziune și la un ziar. Ce obligații fiscale voi avea eu de aici încolo? Dumneavoastră le aveți ca persoană aceste obligații cumulate pe toată activitatea dumneavoastră. Da, atunci cine are, cine trebuie să plătească? Firma angajatoare plătește mai mult? Nu, depinde cum sunteți, dacă sunteți angajată cu carte de muncă, cum ar veni, contract plătiți de muncă prin colaborare, pe drepturi de proprietate intelectuală. Dumneavoastră plătiți în cazul ăsta. Dumneavoastră plătiți, nu. Din banii pe care îi încasați de la contractanții dumneavoastră, trebuie să vă plătiți. Bun, și până acum cum era? Până acum, pentru sănătate tot așa era, să plătești sănătatea și impozitul pe venitul net. Era același. Dar acum, în plus, o să aveți acești 10,5. Bun, să luăm... Bun, acum exceptăm pensionarii, am uitat să... Asta vreau să spun. De exemplu, da, eu cumulez pensia și am și venituri din muncă intelectuală. Nu mai plătiți. Deci, nu vă și atunci nu e în detrimentul celor tineri care, iată, că facem aceeași treabă. Aici nu este discriminatoriu? Nu este, pentru că dumneavoastră deja ați cotizat. O viață întreagă. Beneficiați de cotizația pe care ați dat-o deja. Vești proaste pentru ceea ce s-a numit până acum persoană fizică autorizată. Da. Haideți să detailăm un pic aici ce se întâmplă cu persoanele fizice autorizate. Deci este vorba de această contribuție la asigurările de pensii care este obligatorie. Și dar este și până o acum erau, și până acum erau obligatorii. Da, nu se plătea la venitul net. Era o contribuție pe care o plăteai. Fixă? Nu, îți făceai un contract de asigurări de pensii la valoare... Direct cu casa? Da, exact. Bun, și acum? Acum plătești la venitul net. Deci pare mai echitabil. Eu știu, depinde de venit, că dacă ai, și eu știu, venit de 50-60 milioane pe lună, venit net, se adună sume mari. Bun, da. Dar și câștigi mai mult, dar ce se întâmplă cu cel care n-are niciun fel de venit și este pus aici, mie mi se pare utopic. Pentru că de unde vor colecta aceste, de unde va lua fiscul acești bani? De la un om care n-are niciun fel de venit. Da. Bun, el trăiește din ajutor social. La înțeles. Un moment dat erau obligate autoritățile publice locale ca din acel venit minim garantat să plătească asigurările de sănătate pentru... Da. Dar niciodată n-au plătit, așa știu. Că să... Bun, acum deci trecem de la asigurările de pensie la cele de sănătate. Și aici s-a încercat la fel uniformizarea plătitorilor și părerea mea că a fost o exagerare în anii precedenți când plăteau din ce în ce mai puțin oameni. Acum avem exagerare în sens opus. Când obligi să plătească de oameni care nu au.
Dar acum este adevărat că sunt oameni care lucrează la negru. Și nu plătesc la negru taxă. Sau la gri? Cei la gri nu, cei la gri plătesc, da, exact. Dar cei la negru nu. Va reuși această măsură fiscală să scoată la suprafață această și să stârpească evaziunea fiscală? Deci nu. Eu cred că ei vor mai aștepta ca o lună, două, trei și în funcție de asta vor modifica legea. Probabil o să scoată această... Așa cum s-a scos și aberația cu taxa pe bacșiș. La fel. Și totuși, pentru acești asistați social, care sunt destul de mulți, din ce în ce mai mulți în România, cine plătește aceste drepturi? Păi până acum le-am plătit noi, restul. Deci din taxele pe sănătate pe care le plăteam noi, erau asigurate pe principiul solidarității. Principiul solidarității, un principiu corect, adică nu... Bun. Ei când au dat legea nu s-au gândit la acești oameni care, într-adevăr, nu au venituri și mai lucrează și ei undeva, poate o zi într-un loc, o zi într-alt loc, la limita subsistenței. Ei s-au gândit la persoane care lucrează la negru perioade lungi de timp și de ce să nu spunem și la cei din străinătate care vin și se tratează în România. Asta este adevărat, că am înțeles că la noi este foarte ieftin, mai ales în domeniul stomatologiei, asistența medicală stomatologică, foarte ieftin și foarte cunosc foarte mulți care vin din străinătate. Și se întâmplă, deci veneau și făceau un contract de asigurări de sănătate, plăteau 3 luni în urmă și gata, beneficiau de celelalte drepturi pe care le plus că există și acest card european de sănătate, unde România trebuie să plătească pentru cetățenii ei, nu? Așa este. Persoanele care au card european de sănătate și se îmbolnăvesc în anumite motive atunci când sunt în străinătate, se tratează acolo și casa de asigurări de sănătate decontează statului respectiv. Noutăți și în domeniul impozitului pe profit? La impozit pe profit nu avem mari modificări, mai mult pentru cei care lucrează cu plăți anticipate. Da, astea sunt firme mari și puține. Da. La impozitul pe venit avem un schimb pe venit, pe micro-întreprindere. Pe dividende scade... La dividende scade impozitul pe dividende de la 16% la 5%. Dar doar începând cu 1 ianuarie 2017. Da, deci dividendele în 2016 se vor acorda în 2016, după 2017, scuze, după aprobarea bilanțului. Am să vă pun o întrebare de strictă specialitate. Am găsit în documentarea mea o definiție nouă pentru termenii reținere la sursă și pentru impozit și contribuții sociale cu reținere la sursă. Da. Reținere la sursă, știți ce este, de exemplu, impozitul pe salar sau contribuția persoanei pentru asigurări de sănătate sau contribuția persoanei pentru asigurări de pensii. Deci sunt acele contribuții care se rețin din salariul brut al salariatului. Și problema cu aceste rețineri, ele la un moment dat sunt considerate ca fiind deturnarea banilor, dacă nu le plătești, vreau să spun, e ca și cum ai deturna banii salariatului respectiv. Le schimb destinația. Da, dar iată că aici și a fost nevoie să intervină cu această măsură pentru că Onor Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul 6 din legea 241. Da, știți, cu ce era neconstituțional? Se considera că dacă nu ai plătit aceste taxe reținute de la salariat, este faptul penal. Și deturnai fondurile și respective. Acum este contravențională, nu mai este penal. Bun, și atunci nu va îndemna pe patron să abuzeze mai mult și să deturneze aceste fonduri și salariatul să se trezească când are o pensie, când are dreptul la asigurare de sănătate? Dreptul acesta nu le este luat nici de pensie, nici de asigurare de sănătate. Problema este între stat și firmă. Și firma care nu a plătit datoriile, dar bun, statul are metodele sale de a colecta banii. Da.
Noutăți și în domeniul calculului acestui protocol care se era admis pentru orice firmă, da. S-au simplificat, am înțeles, că modul de calcul, dacă vreți să... Aici s-au mărit valorile pentru care să pot acorda... Adică e mai mare larghețe pentru firme? Da, este mai mare larghețe. În schimb, adică pentru firme, dar în general în interesul salariaților, acele cheltuieli făcute pentru salariați. Este o problemă aici pentru la cheltuielile de deplasare, detașare. Dacă cineva depășește aceste cheltuieli, deci în afară de cazare și transport, și de diurnă, mai beneficiază și de alte sume, atunci sumele astea vor fi considerate ca avantaj în natură pentru persoana respectivă și se vor taxa ca orice sumă de bani primită. Aici o să aibă de suferit săracii noștri aleși, nu? Care se tot plimbă în străinătate și... Bun, da, e mai un sistem că nu trebuie să justifice anumite sume. O mare problemă și o mare discuție a fost în aceste zile plata impozitului pe sediile sociale. Da. Foarte multe întreprinderi de acestea mici și au sediu în propriile da. Apartamente. Da. Iată că statul a observat că poate trage niște bani și de aici. Haideți să-mi explicați un pic ce se întâmplă. Din fericire, această problemă s-a clarificat și acolo unde sediu respectiv este numai cu destinație de sediu social, deci nu are activitate de producție acolo și dacă firma respectivă nu deduce cheltuieli pentru spațiul respectiv, deci mă refer la... Întreținere telefon, da, da, deci nu se va plăti. Deci nu se plătește majorat. Da, în schimb, dacă acel spațiu nu are destinație de locuit sau destinație rezidențială, cum o numesc ei, se va plăti sume mult mai mari. Bun, și dacă tot suntem la capitolul ăsta, haideți să aducem în discuție o măsură care mie personal mi se pare foarte bună. Este vorba de așa zisul impozit pe paragină. Aici exact, ar putea exact, fi salvate exact. De la neîngrijire o serie de clădiri, monument istoric, o serie de clădiri importante. Da, așa este. Așa este. Explicați-mi un pic. Deci este vorba de un impozit suplimentar pentru cei care nu își îngrijesc proprietățile. Care merge până la 500%. Exact. Noi avem o clădire celebră roman disputată în ultimii 25 de ani, vorbim de Casa de Cultură a sindicatelor. Ce se va întâmpla până la urmă cu asemenea clădire? Sunt două aspecte. Acum, primul aspect, vă spun ce am văzut și eu la televizor, în presă. Primul aspect ar fi că Casa de Cultură nu are numai destinație pentru activități culturale. Mai are și destinații comerciale. Da. Da. Și al doilea aspect ar fi acesta că nici nu acceptă să o dea într-un fel în folosință pentru ca primăria să poată face îmbunătățirile care plus ar putea să le facă. Aceste generic numite sindicate, aceste clădiri au fost construite în localități din banii noștri ai tuturor, exact. În cotizația sindicatului. După Revoluție a apărut o așa numită Asociația Caselor de Cultură, care a luat cu japca aceste clădiri. Toate casele de cultură trimit 10% din veniturile lunare, le trimit la această asociație, care ia practic degeaba, fără să se implice cu nimic în administrarea lor. Exact. Și ele sunt practic în stare de paragină. Exact. Plus aspectul în sindicatele ar trebui să desfășoare activitate care este legată de profilul lor de activitate, nu în aceste case de cultură. Ar trebui să facă ceva.
Părerea mea că mai degrabă, exact, părerea mea că mai degrabă aceste case de cultură ar trebui înapoiate primăriilor. Tot exista o discuție de dare în administrare acestora, motiv pentru care Asociația Municipiilor din România a luat în discuție și tocmai această introducere a taxei pe paragină a venit dintr-o inițiativă acestor case. Exact. Bun, aceste asociații se vor strânge sume de bani, anumite sume de bani neplătite și probabil vor prelua în acest fel clădirile respective. Dividendele, câte mai sunt și de unde mai vin ele? Mai vin de pe la aceste acțiuni pe care le aveam fiecare din noi. Chiar ce să mai ales cu acele acțiuni pe care le dețineam fiecare din noi după Revoluție? Păi depinde unde... La fondul proprietății de stat. La fondul proprietății private sunt aceste acțiuni. Fondurile acum se numesc societăți de investiții financiare. Da. Noi în zona Moldovei avem la Bacău, SIF Moldova, este care dă dividende. Numai că au făcut și dânșii o chestie. Până acum trimiteau dividendele prin poștă. La un moment dat s-a luat hotărârea, zice, nu, domnule, cine vrea să vină să și le ia sau să meargă să declare un cont bancar. Și multă lume din comoditate nu s-a mai dus. Nu se mai duce și unde rămân totuși banii? Păi ele se prescriu după 3 ani de zile. Rămân în societatea... În mila Domnului. Ce se întâmplă cu persoanele fizice care au venituri din alte surse? Persoanele fizice... Care au venit și din alte surse. Știu, urmează regula generală, trebuie să plătească toate taxele despre care am vorbit. Și la persoane fizice autorizate și la persoane fizice independente. Micro-întreprinderele, cele care sunt considerate a fi salvarea de la dezastru și care au scos țara din criză. Am înțeles că regimul lor fiscal se schimbă considerabil începând de la 1 ianuarie. Despre ce este vorba? Păi cea mai importantă modificare se referă la cota de impozitare, care până acum era 3% generalizată pentru toate micro-întreprinderile, 3% din venituri, să spunem. Începând de anul acesta se face, și foarte bine este că se face așa, se face o diferențiere în funcție de numărul de salariați. Deci dacă ai minimum 2 salariați, cota aceasta de 3% va deveni 1%. Dacă ai un salariat, va fi de 2% și dacă nu ai niciun salariat, va rămâne tot 3% din venituri. O să vă rog să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom continua.